Un program manifest pentru educarea copiilor prin cultură, informație și divertisment a fost lansat de curând la Teatrul Țăndărică din Capitală. O serie de întâlniri cu totul speciale îi așteaptă pe copii la fiecare sfârșit de săptămână. Înaintea spectacolelor, micuții pot face cunoștință cu pompieri, medici, polițiști, care vin să le explice cum pot preveni anumite întâmplări sau pot afla diferite lucruri din meseria pe care cei mari o practică. Stagiunea se numește Țăndărică altfel și oferă acces copiilor, dar și părinților, la informații utile pentru dezvoltarea unui comportament rațional și echilibrat. Avem tot felul de microconferințe, prietenul meu cel mai bun, câinele, să vedem cum se dezvoltă prietenia, așa avem, vine un dentist care ne învață cum să ne spălăm pe dinți, vine un psiholog care ne explică despre frici, și tot așa lucru cu copilul și cu părintele, și totul se strânge, se strânge, se strânge în jurul festivalului Țăndărica altfel, în care vom avea de dimineață până seara vizite spectacole, vizite în teatru și ateliere directe de lucru cu, cu elevii. Prezentării la au loc în weekend, înaintea spectacolelor de la ora 11 și durează 15 minute. Stagiunea Țândărică altfel durează până în luna mai, de la mijlocul lui aprilie proiectul țăndărică altfel se va suprapune peste săptămână altfel din programa de învățământ școlar. Din vară, aceeași instituție va lansa festivalul Teatru Stradă și Copil, în care micuții vor putea vedea spectacolele din străinătate aduse de nemți, bulgari, spanioli, italieni și chinezi. Festivalul de vară Teatru Stradă și Copil este dedicat întregii familii și se va desfășura cu ajutorul unei scene mobile în diferite locuri din capitală. Este un teatru care are sală cu 192 de locuri, are spațiu tehnic, are sunet și lumină, are aer condiționat. Noi vom începe în 14 aprilie să jucăm cu, acest, cu această structură mobilă în Parcul Sebastian, după aceea ne mutăm în Parcul copiilor sector 4, după aceea ne mutăm, în, ne mutăm în Herăstrău și pe toamnă ne mutăm în sectorul 6. Aici avem parteneri foarte strângi, Teatru Creangă, Teatru Excelsior, opera comică, și poate că pe niște fragmente: circu de stat, Globus. Și pentru spectacole pentru adulți, o să avem de la Teatru Notara, s-ar putea de la Teatru Metropolis. Festivalul Teatru Stradă și Copil se desfășoară deja de șase ani în capitală. Suntem acolo unde clientul nostru este. Și atunci clientul nostru este în parc dacă este vorba de copii. Clientul nostru este în parc dacă este vorba de, adoles de adolescent. Există um, um, în cartiere oameni care au o inerție foarte mare și care nu știu ce înseamnă teatru de animație, nu știu ce înseamnă cultura, să zicem, concert dacă vreți așa, așa, așa mai departe. Și atunci ne-am gândit să plecăm noi la ei. Spectacolele din cadrul festivalului Teatru Stradă și Copil vor avea loc de două ori pe zi de luni până duminică, anul acesta prețul unui bilet va fi de doar un leu.